mă gândeam săptămâna aceasta, de fapt de aproximativ vreo două săptămâni, la problemele care sunt în biserică și ne rugăm pentru frați, surori din biserică. Sunt clipe grele pentru unii și mă gândeam așa la mine, fiind din familie de ortodoxi, necunoscând în profund pe Dumnezeu, nu știam înainte la cine să apelez. Dar a fost ziua când Dumnezeu s-a îndurat de mine, de Cristi, și l-am cunoscut pe El. Suntem frați, surori în casa aceasta și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că putem să ne unim în rugăciune. Așa cum spunea fratele Adi, a simțit rugăciunea pentru fratele său și sunt convinsă că și celelalte familii pentru care ne rugăm, pentru cei din familiile lor, simt asta. Și vreau să vă fac o mică mărturisire legat chiar și de mama mea, spunându-i unele probleme din biserică. M-am bucurat să știu, nu este încă întoarsă la Dumnezeu, cunoaște, poate mulți dintre ei știți că venea în casa lui Dumnezeu aici, acum este în România cu bunica mea, dar îmi doresc foarte mult ca într-o zi să-L mărturisească pe Dumnezeu și să-L primească din toată inima în viața ei. Dar mi-a spus zilele acestea și întreabă foarte des cum sunt, cum se simt. Dar mi-a spus, mă voi ruga lui Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să lase vindecare. A fost o bucurie pentru mine să aud cuvintele acestea din partea lui, mamei mele. Și este ca o mărturisire că Dumnezeu lucrează. Și să nu uităm că chiar dacă sunt clipe grele în viața noastră, Dumnezeu vrea să ne vorbească sau vrea să ne învețe ceva sau, cum spunea fratele Adi, să ne unească pe toți din biserică, să fim una. Există multe clipe grele prin care Domnul ne cioplește. El nu vrea răul, dimpotrivă, o face fiindcă ne iubește. Există stări neîmpărtășite, tânjiri, suspine și nevoi. Trecând prin ele, El ne schimbă. Din inimi vechi face inimi noi. El știe cum să modeleze gândirea, pasul și avântul. Și în suferință El ne învață să prețuim mai mult cuvântul. Când sunt dureri, prin rugăciune, căutăm la Domnul mângâiere, dar El ne lasă până vede că am adunat de ajuns putere. Și întăriți putem să trecem, biruitor prin alte lupte, cu mult mai lungi, cu mult mai grele, lăsând în urmă lanțuri rupte. Există clipe de tăcere, există slăbiciuni și lacrimi, dar toate acestea sunt nimic față de marile lui patim. El fiindcă a suferit ispita, tot ce înseamnă chin, ocară, poate să vină în ajutorul celor ce poartă în ei povară. Există o vreme când El vrea să-ți îndrepți ochii în sus și prin necazuri să-L cunoști mai mult pe El, Domnul Iisus. Amin.